Bună dragilor, bine v-am găsit sau v-am regăsit aici pe canalul meu de YouTube. Dacă este pentru prima dată când mă vedeți, numele meu este Rojin și iubesc tot ceea ce înseamnă parfumuri și parfumerie. E drept în ultimul timp, mai precis un an de zile, am dezvoltat o obsesie pentru latura aceasta Middle Eastern. Dacă și voi sunteți în aceeași zonă de interes, v-aș mulțumi dacă ați apăsat butonelul de subscribe, implicit clopoțelul, pentru a primi notificare de fiecare dată când eu postez câte un videoclip nou. Abonarea pe acest canal de YouTube, toate, toate videoclipurile, like-urile, comentariile și distribuirile sunt total, total gratuite. Și astăzi, când filmez acest videoclip, este vineri, iar My Scent of the Day, sote de parfumul zilei mele de astăzi, parfumul zilei mele, parfumul zilei de astăzi, este mani de la Haifa, o nouă dragoste, Doamne Dumnezeule! Uh, V-am făcut primele impresii în acest videoclip și Mani este acel parfum feminin 100% pentru primăvară, vară, aș spune eu, 100%. Este acel floral, fructat, cremos, pudrat. Este nebunie, jur. Și nu mă credeți pe cuvânt, mergeți la oricare din insulițele Haifa și dați un nas. dați un nas pentru că, Doamne Dumnezeule, este superbitate, este feminitate într-o sticluță. Dar vom vorbi mai multe despre el în alte videoclipuri. Nu uitați să-mi lăsați și mie în secțiunea comentarii ce parfum purtați dumneavoastră în momentul vizualizării, vizionării acestui videoclip. Deoarece, pentru că și fiindcă ați cerut clip cu top parfumuri florale pentru primăvară, bine, mi-aș cerut mai multe selecții, da? Dar prima urma să intre acest, uh, acest videoclip da top parfumuri florale pentru primăvară însă am pus mâna după lupte <laughs> pentru că știți deja pe site-ul celor de la Dubai Collection dacă nu selectezi adaugă în coș în momentul apariției s-ar putea să rămâi fără acel parfum. Și nu este o chestie la modul că omuleția aceea ar aduce parfumuri cu punga, cum spun eu, adică, adică câte 5-6 bucăți din fiecare model. Nu. Categoric nu. Credeți-mă pe mine pe cuvânt, în momentul de față dau din spate. Nu. Sunt sute de bucăți la unul dintre parfumurile de astăzi. Au fost, dacă nu mă înșel eu, 960 pe undeva pe acolo. Da? bucăți și s-au evaporat toate, dar am reușit să pun mâna pe ele. Vă spuneam că trebuie normal să intre alt videoclip, însă pe grupul meu de Facebook Frag Family am făcut acest sondaj de opinie și v-am întrebat ce doriți să vedeți sâmbătă și marea majoritate a decis unboxing și primele impresii pentru 2, 4, 6, următoarele 6 parfumuri. Deci, dacă nu v-ați luat o cafeluță, eu am 5 aici, dacă nu v-ați luat o cafeluță, dacă nu v-ați luat o ciocolată caldă, un fresh sau mai știu eu, ce doriți să consumați dumneavoastră în timp ce vă uitați la mine, apăsați pauză, mergeți repede, aduceți, pentru că avem 6 parfumuri. Bun. Bineînțeles, toate sunt blind. Uh, toate sunt mega hăipuite în afară, da? Și hai să vedem primele impresii, pentru că nu mai am răbdare. Uh, disclaimer, să rămână mult tuturor celor ce au votat să filmeze astăzi unboxing și primele impresii, pentru că, sinceră să fiu, nu știu cum aș fi rezistat lângă colet până luni când aș fi filmat. Aș fi filmat, ați înțeles voi. Nu mai stăm la taglale, ca de obicei, ca de obicei. Roș 25, <laughs> Pentru 5% discount pe oricare din site-urile Dubai Collection Group. Indiferent că vorbim de dubai collection.ro, dubaicollection.eu ce livrează în spațiul UE, um, marea Britanie, ca de obicei, deci jur trebuie să-mi notez, deci, trebuie să notez și să-mi pun o hârtiuță pe undeva pe aici să văd. Dar toate, toate detaliile, ca de obicei le veți găsi în bara de detalii. Roș 25 pentru 5% discount. Și să procedem. Voi începe cu Fragrance World Coffee Collection Caramel Macchiato. Aceasta este cutiuța în care vine parfumul. Ca de obicei aici Chestia ce ne atesta autenticitatea, dacă nu mai găsesc cuvinte, că nu mai pot, nu mai ai răbdare. Bun, bun. E bine, ca să nu fie rău. Și sticluța este aceasta. Seamănă oarecum cu. O să vă inserez eu o imagine. Deci, gata, mi-a făcut click din prima. Sticluța asta seamănă cu altceva. Vai de viața mea, e foarte grea. Deci e foarte, foarte grea, jur. Foarte grea. Dar mie îmi place extrem, extrem de mult. Are aici în partea de jos și niște detalii. Nu mă ajută camera ca de obicei. Da? Treaba asta aici este metal, parcă ar fi o tabliță de metal. Foarte faină. Aici pe spate ne scrie Fragrance World, nici asta nu vedeți. Capacul. Da. Prima impresie pentru prezentare, 10 din 10. A mi mi piace. Capacul este o combinație de metal cu plastic, dar din nou genul acela de armă albă, foarte, foarte greu. Stai, Ana, stai cu minte, citește notele și după aceea. Bun, notele. Îl țin bine? Îl țin bine. Caramel macchiato. În vârf avem prune și curmale. În mijloc, cappuccino, lem de cedru de Virginia și paciul indonezian. Iar în bază, vanilie, caramel, ambră. Vanilie, caramel, ambră, punct. Bun, o să fiu mai aeriană decât de obicei, pentru că nu am răbdare, da? Deci nu am. Da, aceleași atomizoare faine. Cum ne-au obișnuit cei de la Fragrance World, iar. Avem aici cel mai cel cappuccino cu sirop de caramel, da? Cum te numești tu? Caramel machiato, da. Nu vă așteptați Nu vă așteptați la Da, îți lasă senzația aceea de apă în gură Dar vreau să spun să nu vă așteptați la um, Izul acela de cafea <gură> Cafea porno, cum îi spun eu Adică goală, Adică fără lapte, fără, nu știu ce Îndulcitor, fără zahăr, fără nimic Cafea pură Nu Aici Nu aveți acea cafea pură, aveți, după cum v-am spus, acel cappuccino cu sirop de caramel, iar izul acela de curmală te poate duce un 10%, zic eu, în zona lui Hamra original, da? Prima variantă, nu Hamra Kawa. Are, deci nota aceea de curmale pur și simplu în capul meu asta, ă, asta, a produs. Mă duce un 10% înspre Hamra, prima variantă, însă la un prim nas, la o primă impresie, caramel macchiato de la Fragrance World nu este un dupe pentru Hamra. Da? Deci nu are nicio treabă cu Hamra decât pur și simplu nota aceea de curmale care acum dispare treptat, se estompează, nu dispare se domolește oarecum, da? Tenta aceea mă duce preț de 2-3 minute și ceva de genul un 10% în zona lui Hamra. Dar, pe de altă parte, nu este nici izul acela de, cel puțin acum, da? Primele impresii, adică vedeți că da abia le pufăi pentru prima dată vedem pe parcurs ce se va întâmpla cu ele. Însă la un prim nas nu este genul acela de iz de cafea ce te duce cu gândul la dropsurile acelea cu cafea, da? nu este dulcele acela copleșitor. Nu este nici pe departe la fel de dulce precum Eternal Coffee de la Paris Corner și nu are nici apucături de cum îi spunea doamne, French coffee de la Al Rehab. Nu. Dar da, da. Dacă sunteți în zona parfumurilor cu aromă de cappuccino, da? Cu sirop de caramel, atunci da, categoric da. E genul acela, nu are nimic sintetic, nu pot să spun nici că e cea mai natural redată aromă, însă nu are izul acela sintetic, da? Nu este cafeaua aceea fake. Miroase cum te poate duce cu gândul la un Starbucks, da? Deci, pur și simplu e de acolo. Este izul de acolo. Îl mai lăsăm puțin să vedem cum se așează. De fapt, pe toate le vom să-mi pun eu blotărul sub sticlă ca să știu ce și cum. Și trecem la următorul. L-am luat pe acesta pentru că îmi place zibeta de pe ambalaj. Zibeta ești tu? Da, zibeta. Bun, copii, luac. Așa arată ambalajul. Aici este zibețica. Și... Aceeași, aceeași prezentare precum uh, caramel machiato, însă caramel macchiato? da, caramel macchiato, am zis bine. Am cercetat puțin treaba cu copiluac. Ce am aflat eu, vă spun și vouă, cu toate că puteți găsi pe Google. Acolo am găsit eu treaba asta. Uh, copiluac este, de fapt, cea mai scumpă cafea din lume. Și este la modul de în jur a 1000 de euro un kilogram de cafea copiluac. Da, deci pur și simplu um, această categorie de cafea, acest sortiment de cafea, așa se numește copiluac. Și și țineți-vă bine, de ce este zibețica aceasta aici? Ei bine, cafeaua aceasta copiluac um, se produce ușor mai altfel. În sensul că aceste zibețele, aceste animăluțe drăguțe, pur și simplu aleg ele cele mai dulci și nimeni nu știe încă de ce, dar eu merg pe premiza cealaltă, știi, un pic de mai de... Cred că fiecare pe lumea asta îi place să mănânce ceva bun, da? Deci cred că și zibețelele așa o văd, precum o văd eu. La modul că Zibetele merg și aleg cele mai um, înmiresmate, cele mai dulci boabe de cafea pe care le mănâncă, însă se produce în stomacelul lor o chestie cu sucuri digestive și așa mai departe. Cert e că acele boabe de cafea um, se vor regăsi intacte în excrementele de Uh, ele sunt uh, pur și simplu culese din excrementul de zibetă, bineînțeles uh, dezinfectate și așa mai departe, și așa apare cafeaua Copiluac, Cea mai copiloac, da, am zis bine, cea mai scumpă cafea din lume. Deci, nu mersi din punctul meu de vedere, nu, nu, lasă-mă să beau cafeaua mea turcească, Mehmet Efendi. Și revenind la parfum, după ce v-am întors stomacul pe dos, dar m-am gândit să vă spun și vouă ce am aflat eu. Bun. Același, același ambalaj, aceeași sticluță grea, însă de data aceasta sucul este, da? aici avem una bucată suc mai maroniu și aici una bucată suc mai gălbui. Da? Și avem aici un cap de zibețică. Îl vedeți? O zibețică drăguțică. Bun, notele. Ia să vedem. Boabe de cafea prăjite avem în vârf. În mijloc avem trandafir. Doamne ajută! Iar în bază ud, cistus și paciuli. Și să vedem cum miroase copiluac. Sinceră să fiu, am aflat istoria lui Copiluac abia după ce l-am comandat Pentru că dacă aș fi comandat înainte Ok, stați un pic Vai de viața mea și de zilele mele Stați un pic, deci stați un pic Nu mă interesează ce fac zibetele în momentul de față după ce am mirosit Copiluac Ralu, știu că te uiți la mine și știu că, la fel ca mine, cauți acel parfum cu cafea. Cafea de la mama ei. Ei bine, Copiluac este din absolut toate parfumurile mele cu cafea. Eternal Coffee, Hamrakawa, um, Your Drugged Periscorner, Emir. Ce mai am? Cam mai multe. Acum nu mai îmi vine niciunul în cap. French Coffee de la Le Rehab. Ei bine, copii luac, la o primă impresie, în momentul de față, este acel parfum cel mai apropiat de aroma de cafea brută, da? Cafeaua aceea neagră, fără lapte, fără zahăr, fără dulcioșenii, grețios, grețoșenii și așa mai departe. la un prim puf și îl mai dau o dată. Am dat decât unul, da? Bun, în deschidere se resimte trandafirul, însă e genul acela de trandafir catifelat, da? Nu este acela bulgăresc, nu sub nicio formă. Ai un pic de tot tenta aceea a la Montale, a la Mansera, da? De parfumuri cu cafea, acea combinație de cafea cu trandafir, ușor de tot în deschidere. Însă, da, acum începe de se estompeze. Însă, trandafirul începe să se estompeze pur și simplu făcând loc. Trandafirul începe să se estompeze lăsând scena, da? lăsând rolul principal izului aromei de cafea proaspăt prăjite. Da, da, Deci din tot ce, tot ce am eu până acum, Copiluac este acea, acel parfum cu um, aroma cea mai apropiată de cafeaua neagră și atât. Fără lapte, fără zahăr, fără nimic. Acum mi-a picat Fisa, că întâi îmi pică cabina telefonică în cap și pe urmă Fisa. Caramel Macchiato este total unisex, factor middle eastern, 0, Copiluac total, total unisex din nou. Factor Middle eastern, complet, complet zero. Dar da, A, ăsta da parfum cu cafea, categoric. Deci asta este aroma cafelei simple, da? Fără lapte, fără... Nu ai dropsuri cu cafea aici, nu ai cafea cu lapte, nu ai cafea cu extra zahăr, nu ai cafea cu um, siropurile acelea, da, gen caramel, ciocolată și așa mai departe. Nu. Ai cafea pură. Iar ei spun că ar avea ud paciuli în bază. Momentan nu resimt treaba asta. Nu. În momentul de față, în continuare, sunt cu o cană foarte, foarte mare de cafea neagră aburindă și undeva foarte, foarte în spate, undeva foarte în fundal, pot spune că aș vizualizat două, trei petale de trandafir, dar atât, da? Cafeaua brută, cafeaua aceea de la mama ei, este în rolul principal în acest copiluac. Cel puțin acum la un prim nas, la o primă impresie. Deci nu, contrar felului în care se prepară această cafea, nu se prepară, contrar felului scârboșel în care se obține cafeaua copiluac, e nebunie. Îmi place. Deci îmi place de la primul nas, îmi place. Luăm totuși o guriță de apă, chiar dacă mirosim parfumuri cu cafea, pentru că vrem să fie bine ca să nu fie rău. să simțim ce, să simțim ce trebuie. Pe care să-l iau? Îl iau pe acesta pentru că am eu o speranță că și acesta este, sper eu, este acea cafea fără dulcioșenie, fără grețo grețoșenie și fără dropsuri cu cafea. Și vorbim aici despre caua. Și mai ales să vedem dacă are... Că știu că mi-a mai scris cineva, dar nu mai știu cine în momentul de față. va întreba dacă... Cred că ar fi ceva legătură între acest parfum și Hamrakawa. Mai ales că ambele, atât acesta de la Fragrance World, cât și acela de la Latafa, au cardamom. Și cum mie îmi place ca... Bun! Bun! Surpriz! Surpriz! Ia să vedem! Frate, deci e verde. Credeți-mă, dar e verdele ăla care îmi place mie. Să înțeleg că ar fi mult cardamom aici. Doamne, ajută! Hmm? Aceeași, aceeași sticluță. Toate, toate sunt identice. Doar că aici ne scrie caua Și aici avem... Uh ibric, cu cafea, ceva de genul. Dar acest verde îmi dă mie acel sentiment că Doamne ajută să fie bombiță cu cardamom. Hai să vedem. În vârf cardamom, în mijloc cafea prăjită, acord fumat, rășinoid, labdanu. Iar în bază avem acord de curmale, lemn de cedru de Virginia, rășină, rășină benzoidă, și siam. Da? Bun. Hai să vedem. Să vedem, să vedem, să vedem ce o să iasă. Vai de viața mea! Vai de viața mea! Bun! Vai mamă! Vai mamă! Ai o bombiță de cardamom în deschidere um, îți lasă oarecum impresia de un 20% intoxicated de la Killian? Însă nu și ce e cafea aia brută brută. Nu știu de ce mă duce cu gândul la cafea răbească de data asta. Nu mă întrebați de ce. Da, de acolo e. Da. Dar, clar, clar, haideți că eu mă entuziasmez de zor aici, însă nu are nici cea mai mică legătură cu Hamra Kawa. Da? Nu coincide decât numele. În rest, nu. Nu are, nu are nicio, nicio legătură. E genul acela de aromă după deschiderea aceea, bombiță de cardamom cu cardamom, cum vreți voi să-i spuneți, pur și simplu ai în fața ochilor um, cafeaua aceea la nisip. Da? Pentru că, în afara faptului că este izul acela de cafea brută, da? fără lapte, fără nebunii, oarecum mă duce cu gândul și la... Nu știu dacă ați băut vreodată. Știu că sunt și la noi. Cafeaua la nisip, dar la modul să fie preparată în, în fața dumneavoastră. Nu știu cum să spun treaba asta, da? În afara faptului că cafeaua are un alt iz, da? Este cafeaua aceea puternică de la mama ei. Este aici și izul acela fiind de nisip. Nu mă întrebați de unde îmi vine mie treaba asta la nas, da? Deci pur și simplu este cafeaua aceea Middle Eastern, fără lapte, fără dulcioșenie, fără nimic, preparată de data aceasta la nisip. Ai izul acela fiind de nisip, da? Deci nu, nu cred, nu cred. Nu cred în sensul că este extrem de bine redat. Dar extrem de bine redat. Foarte fain. Ei spun aici în bază ceva gen acord de curmale. În momentul de față eu nu percep așa ceva. Adică față de caramel machiato, da? În comparație cu caramel machiato aici, da, pot spune clar că resimt curmale și presimt 10% din el mă duce cu gândul către hamra. însă aici avem listat în bază acord de curmale, însă eu nu prind treaba aia, deci nu o prind. Nu este cafeaua aceea grețoasă, nu, clar nu. Vai, dar deschiderea, deci deschiderea, dacă nu vă împăcați cu nota de cardamom, dacă vi se pare mult prea mult, cu toate că Nota de cardamom din acest caua nu este identică cu cardamomul întâlnit în your drug. Nu. Nu, deci parfumul ăsta e viață. Coco, te salut. Să știi că te-aș vedea purtând ăsta. Deci, sincer, nu știu de ce mă duce cu gândul la tine. Te-aș vedea cu caua. Nu, deci pe măsură ce se dezvoltă, nu resimți um, izul acela standard, ați văzut și voi. În general, marea majoritate a parfumurilor cu cafea uh, pică în latura aceea de dropsuri cu cafea sau cafea extra dulce, extra lipicioasă, uh, cu lapte și așa mai departe. Caua nu. Nu, deci este 100% dacă iubiți cafeaua mid lister safe blind buy. Deci nu oricât îmi indez blotărul ăsta în nas, nu resimt treaba aceea dulce, o, ceteleșină din alte parfumuri. Și asta nu face decât să mă bucure. Ah. Îl mai lăsăm și pe dumnealui puțin. Mi-am cam rup nasul cu el. Este foarte, foarte puternic. Încă de la primul puf. Bun, bun. Hai să trecem. Nu vreți să știți ce e pe lângă mine, da? Cu toate cutiile sunt așa, da? Deschise și trântite pe aici, dar nu mai contează. Hai să trecem la Irish Coffee. Hai să vedem ce ne spune nou Irish Coffee. Același ambalaj, da? La fel chestia asta pe spate. Toate cutiuțele sunt identice diferă doar desenul și bineînțeles numele. Vai, dar asta Kawa și copiluac, deci astea bune, 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 bune. Aș putea spune că momentan am două preferate. Bun. Pam, pam, altă culoare. Deci, Mamă, deci e fix culoarea aceea de vibe. e super faină culoarea. Cum să fac eu să o vedeți voi, mm? așa, așa cred. Da, deci e super, super faină culoarea. Bun, hai să vedem notele. Irish coffee în vârf avem uh, piper negru de Madagascar davana, în mijloc cafea, rom, trandafiri, crămioare absolut de tărâțe, în bază cafea arabica, paciuli, caramel, whisky, note lactonice, lem de stejar, coniac, vanilie, cipriol, lem de santal și benzoin. Din nou, un kilometru de note. Și la ce note listează ei, acum îmi pun și eu o întrebare. Da, și whisky. Oare să aibă legătură cu pure malt de la Mugler sau cu posh malt de la Fragrance World? Hai să vedem. Hai să vedem ce ne spune Irish Coffee. U, mamă, se deschide buzii, dar buzii, buzii, buzii. Resim treaba aceea cu tărâțele. Da? Și whisky și rom. Deci e mega, mega buzi în deschidere. Mega buzi în deschidere. Dar totuși este buziul acela catifelat, dacă are sens ceea ce spun acum. Nu e aroma aceea de bodegă, ca să fiu uh, mai pe înțelesul tuturor. Este buzii, însă ai o băutură scumpă aici. Și nu, nu mergeți către, latura, uh, către partea buzii din um, Angel's Share. Nu, nu are legătură. M-am gândit eu bine, deoarece în deschidere, undeva un 5%, Mă duce cu gândul către Poșmalt de la Fragrance World. Îl am, îmi place. Însă, treaba asta, treptat, treptat se estompează, da? Dacă sunteți, Doamne, și dacă nu sunteți în zona parfumurilor Buzi, 5 minute, să fi trecut 5 minute, habar n-am. După deschiderea aceea puternică, deci deschiderea din Irish ca fi, ca doamnă, ca persoană de sex feminin, s-ar putea să fie tu maci, cum se spune. Însă, treaba asta se estompează treptat, nu dispare complet, se estompează. <coughs> nu pot spune că este trandafirul acela bulgăresc sau copleșitor, nu. Și treptat, treptat își face apariția unis de cafea. Dar categoric nu este cafeaua din copiluac, nu este nici cafeaua din caua și totuși nu este nici cafeaua din caramel macchiato. Este genul acela de cafea neagră, fără zahăr, culmea, însă în care ai adăugat puțin lapte, da, deci nu este nici, nu mergeți nici către zona Eternal Coffee, deoarece știm cu toții, cu da, toată lumea știe că acel parfum este uh, ușor prea dulce pentru alte persoane, nu, nu mergem către zona aceea, dar totodată nu pot spune nici că uh, am în fața ochilor acel Irish Coffee, da? Din Starbucks sau din uh, ce cafenea doriți dumneavoastră. Nu. Este. Nu știu de ce i-au pus ei numele ăsta. Strict, strict deschiderea, da? Deschiderea, din nou, este extra buzi, mega buzi. Însă nu este buziul acela din, dintr-un Irish Coffee, da? fizic, care l ai în fața ochilor. Nu este partea aceea. Este pur și simplu uh, băutură scumpă, băutură de bună calitate și atât. După ce trece treaba aceea mega, mega buzi, își face apariția o cafea în care ai pus lapte și atât. Deci. Ca să mă înțelegeți mai bine, pe cât de complicată pare deschiderea în sine a acestui parfum, după ce se estompează, chiar e genul acela de parfum mega versatil. Doar deschiderea, dacă rezistați să treceți de deschidere, asta doar dacă nu sunteți în zona parfumurilor mega busy. Eu, sinceră să fiu, știți că nu sunt în zona aceea, însă deschiderea Trece relativ repede, da? Nu e ceva care să mă ia de cap sau care să-mi dea migrene sau care nu. Dar, da, categoric este un parfum, în opinia mea, unisex, însă știți deja că eu am și parfumurile mele, bărbătești, proprii și personale. Așadar, ca să fiu mai. Cum să explic? Dacă sunteți doamne, ar putea fi unisex, însă, pentru o doamnă ce nu poartă parfumuri masculine, s-ar putea ca acest Irish Coffee să fie acel unisex ce înclină masculin. Da? Pentru mine nu. Vai, și acum, după ce dispare treaba aceea buzi, chiar e superb. Din nou, Chiar dacă v-am spus că este acea cafea fără zahăr, dar în care ai pus foarte puțin lapte, nu este dulce la acela copleșitor și nici nu resimt izul acela de uh, dropsuri cu cafea. Chiar, nu știu. Acești omuleți de la Fragrance World au făcut o treabă foarte bună, în opinia mea de um, fanatică cu parfumuri și în opinia mea de obsedată de cafea. Deci ador cafeaua, v-am mai spus și în alte videoclipuri, atât la modul de... Nu vreți să știți cum arată cana mea de cafea din care beau eu zilnic, exceptând anumite poze ce le postez eu pe Instagram. Cana mea, în realitate, pentru că da, mai fac și de astea, pun în anumite cănuțe, fac poza și după aceea îmi fac cana mea de cafea. E pe sistem de carafă, ca să mă înțelegeți. Carafă de cafea zilnic, plus de asta eu sunt genul acela old school, prefer cafeaua la ibric și când ies undeva afară mi-e foarte greu. Nu sunt fană cafea Starbucks, nu dați cu roșii în mine. Nu sunt fană cafea la aparat sau nu, nu. Cafea la ibric. Eu sunt old school, dăm cafea la ibric și mai ales lasă-mă să mă și exfoliez cu zațul acela. Dar am divagat destul și mai avem unul din gama Coffee Collection și anume Moca. Moca. Moca, acel cuvânt mult iubit de români. <laughs> Da, eu și glumele mele de gara de nord știu, dar hai să vedem moca. Moca are aici ceva cacao. Păstăi de cacao, hai să vedem din nou altă culoare. Deci, fiecare din cele cinci sticluțe au alte culori. Bun. Ea este moca. Are aici ce are aici? Um, trei boabe de cafea, două frunzulițe, ceva de genul. Dar nu știu, de data asta sticlele... Bine, partea asta de jos este plastic, partea asta albă. Însă sticla în sine, nu știu, e dublată, e triplată, habar n-am ce, sunt foarte, foarte grele, foarte grele sticlele. Bun, hai să vedem. Moca. În vârf avem cardamom. În mijloc, cafea moca, absolut de osmantus și trandafir, iar în bază, absolut de cacao. Și s-ar putea să avem o, să am o surpriză tare faină cu acest moca. Stați că eu am o problemă. Mie atomizorul trebuie să fie în partea aceasta, da? ca să văd sticla. mi-aduce aminte deschiderea. Da, acum a dispărut. Ia stați un pic. Replay. Repeat. Se deschide oarecum izbitor de asemănător cu ristretto intens cafe, însă E vorba strict de deschidere. Hu, ce tare! E. Foarte puternic. Bine, e adevărat, am și pulverizat din nou. Da, doar deschiderea este foarte mult în zona o Intens Cafe, dar foarte mult. Cel puțin așa percep eu, acum la primul puf. Da, deschiderea e de acolo, însă trandafirul de aici este unul oarecum de dulceață, însă se estompează și se estompează cam rapid trandafirul de aici. Și da, în momentul de față, da. Nu știu, observ că și celelalte ce au avut nota de trandafir listată, cel puțin acum, la prima pulverizare, fără ca ele să fie așezate, macerate și cum mai vreți voi, trandafirul se estompează destul de rapid. Chestie care pe mine una personal nu face decât să mă bucure, sinceră să fiu. Chiar dacă nu este un trandafir urât. Da? Și după ce se estompează trandafirul din acest Moca. Da, da, deci nu, gama asta e. Ai acea cană mare de cafea Moca cu sirop de ciocolată. Chiar dacă ei listează absolut de cacao, nu. Eu tot ceea ce le simt în momentul de față este. Cafea fără zahăr, fără lapte, fără nebunii, cu ceva sirop de ciocolată. Categoric unisex? Categoric. Foarte. Îmi place, și de asta tot uh, trag pe nas la fiecare parfum, îmi place la gama asta faptul că, exact cum v-am mai spus și la începutul videoclipului, dacă nu mă înșel, nu ai izul acela de cafea pe care cu toții îl știm. Adică Eternal Coffee de la Peris Corner, uh, French Coffee de la L Rehab. Asta nu înseamnă că eu personal detest acele parfumuri. Nu le am și le iubesc. Însă, ca iubitoare de cafea. Simt nevoia și de acel parfum cu cafea pură, da? nu dropsuri de cafea, nu ciocolată, nu cafea cu ciocolată, cu caramel, cu frișcă, cu lapte, cu zahăr și așa mai departe. Foarte fain sașează. Bun. Îl lăsăm și pe moca aici și spălăm puțin nasul, deoarece am ajuns la, la ultimul parfum. Bun. Și ultimul parfum este acel parfum care a împărțit lumea din online în două categorii, și anume, um, jumătate din populația acestei planete susține că este acel dup pentru biancolate. Cealaltă jumătate, și am văzut foarte mult treaba aceasta pe TikTok, susține că miroase sintetic, susține că miroase a cauciucar, ceva de genul, da? Ce vă spun eu din start? Am mai spus treaba asta și pe Freak Family, am mai spus-o și aici pe YouTube în N și N videoclipuri. Nu toți percepem la fel un parfum, și cel mai important lucru. Parfumurile din zona Middle Eastern, mai ales dacă sunt beciuri noi și lansări extrem exagerat de recente, cum este acest Caramel Cascade Taskin, Caramel Cascade de la Paris Corner, au nevoie de timp. Într-un fel va mirosi un parfum la primul puf, altfel și alte performanțe va avea după ce va sta măcar o săptămână. Pentru că sunt parfumuri ce diferă de la brand la brand. Unele nu necesită timpul acela, macerarea, da? Timpul de a, de a se așeza. Altele îl necesită, unele au nevoie de o săptămână, altele, din ce am întâlnit eu, din propria experiență, mai ales cele de la Latafa, cu unele am ajuns și la o lună. Dar, hai să vedem primul puff și primele impresii pentru acest caramel. Cutia, nu știu cât vedeți voi, are treaba aceasta embosată și este cu sclipicel. Și dacă îl pun eu așa, o să vă inserez o imagine pe aici. Nu știu, eu am impresia că am văzut un wallpaper de genul. Da, în fine, lăsați-mă pe mine. Dacă găsesc, vă inserez ca să înțelegeți ceea ce spun, dar fix de acolo e. Hai să mai pun o dată, că dacă găsești și wallpaper-ul ăla, să-l inserez pe undeva pe aici. Eu și problemele mele existențiale la 12 fără un sfert dimineața. Bun. Ui, 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 ui. Nu știu din ce material e sticla, dar e genul acela de material, are textura aceea de gumă de șters, da? foarte, foarte fină. E fină, așa e. Bun, bun. Hai să vedem. În vârf avem caramel și lapte, în mijloc boabe, tonca și miere, iar în bază vanilie, și mă cald și momentul suprem. Ia să vedem. Frappuccino. Puh, e tare. Deci mă ustoră nasul, jur am și dat ca negheaba frapucino cu caramel. Prima impresie. Hai să-l mai lăsăm puțin. Dar e foarte puternic. Deci nebunia asta e puternică rău de tot. Se estompează. Da, inițial, dacă doamnele de pe TikTok au procedat la fel ca mine și au pulverizat în continuare, fără să se mai oprească, da. Deschiderea te duce oarecum cu gândul către ceva sintetic, însă, însă, dispare și treaba cu frapucino cu caramel, cum v-am spus. Prima impresie, asta a fost. Încep să resimt o parte este ca și cum am în fața ochilor, am în fața ochilor un pahar mare cu lapte semicald, da, călui mai pe românește, în care pur și simplu am pus vreo 3 lingurițe de miere și amestec bine, bine de tot. Nu știu, eu cel puțin, mai ales cât am fost însărcinată, eram fiartă să beau lapte cu miere. Și mie nu-mi place laptele. Nu vă gândiți la mierea aceea animalică din When Soul Gets High. Nu. Nu are nicio treabă cu genul acela de miere. Acum, da, începe, începe să-și facă apariția o vanilie. Genul acela de vanilie pufoasă, fluffy ca să mă și eu de engleză la gură, genul acela de vanilie pufoasă, oarecum aerată, aerisită. Și treptat, treptat, nu. Asta o să-l las aici și vreau să pulverizez și pe piele. Da, pe piele, uite, se simte un pic de izalcolic, un pic de iz sintetic, însă, da, deci începe să se estompeze. Treaba asta, și revenim da, la ceea ce v-am spus, parfumul acesta a fost făcut pe repede înainte, tot pe repede înainte s-a dat drumul pe piață, la vânzare. Uite, acum dispare. Deci două minute, nu, un minut jumate, cam atât a durat. Un minut jumate ai un mixt de ceva alcool și ceva fin sintetic. Pe piele se, se schimbă mult mai fain decât pe blotăr. Din nou, acum încep să am în fața ochilor acel uh, pahar cu lapte și cu miere. Aceeași poveste ca la blotăr. Însă... Pe blotăr mierea, v-am spus că e una oarecum domolită, nu e genul de miere animalică precum întâlnim în When Soul Gets High. Iar pe piele, paharul acesta de lapte, față de blotter, pe lângă miere, are și um, păstăile acelea de vanilie, da? Pur și simplu asta am în fața ochilor acum. Un pahar imens cu lapte în care ai pus două lingurițe de miere și ai o păstaie din aceea de vanilie pusă tot așa în lapte. Nu pot spune bine, este și primul puf. Nu este genul acela de gurmand copleșitor ce îți dă dureri de cap? Nu, nu, clar nu. Este gurmand, ai senzația aceea de apă în gură, însă este ceva totul este la modul de fluffy, totul este pufos, totul este aerat, cel puțin acum la primul puf. Boabe tonca, aș putea spune că resimt, însă totodată resimt un iz fin de tot, foarte, foarte fin undeva în fundal, un un uh, is fin migdalat. E ceva acolo ce mă duce cu gândul la o migdală. Acum merge către zona de milkshake cu caramel. Și observ că se îndulcește, din ce în ce mai mult începe să se îndulcească. Uh, în opinia mea, nu prea este un parfum unisex, vedea, uh, nu prea aș vedea un bărbat purtând așa ceva decât dacă vorba aceea e fiert pe gurmande. Și începe să se simtă ceva ce mă duce cu gândul. Este ca și cum lângă paharul acela uh, cu milkshake milkshake de vanilie, ai o farfuriuță mică cu, cu, caramele cu caramelă. <laughs> da? Deci pur și simplu asta îmi dă. Milkshake de vanilie lângă, lângă care ai niște bomboane cu caramel. Dar nu bomboane în sensul acela de drops pentru că acelea pentru nasul meu și pentru simțurile mele au alta aromă pur și simplu direct caramele cu caramel. Da? Asta are Dar da, înțeleg de ce acest parfum am împărțit lumea în două. Hai să-l mai pulverizez totuși o dată. Da, da, la început, într-adevăr, te izbește acel iz ușor, ușor de tot alcoolic, combinat cu ceva sintetic. Îți pur și simplu, dacă nu ai un, cum să spun eu, dacă nu ai un nas antrenat, s-ar putea ca acest parfum la primul puf să-ți dea un nose blind, cum se spune, da? S-ar putea să-ți orbească nasul, s-ar putea să nu mai resimți nimic în continuare. Însă gata, acum dispare. E chestie de un minut, un minut și jumătate. Da? Pentru început. Dar îmi place. Deci da, acum înțeleg, 100% înțeleg hype-ul și pe partea cealaltă, da? Este gurmand, este... În momentul de față, exact cum v-am spus, nu este foarte compact, nu este foarte dens, e o chestie pufoasă, e o chestie aerată. Eu una personal, l-aș purta și pe vreme caldă. Însă, cu siguranță, acest parfum se va schimba. Pentru că, în general, tot uh, ceea ce am eu de la Paris Corner, Taskin Caramel Cascade este primul parfum la care, primul, la primul puf, am resimțit izul acela alcoolic. Da? Și știu sigur. Ca asta nu este amprenta Paris Corner. Dar pur și simplu parfumul ăsta nu a avut timp să stea. A fost făcut pe repede înainte și da drumul pe piață pe repede înainte. Dar chiar și așa, chiar și așa, în momentul de față, este pur și simplu aroma aceea. M-ați văzut, da? Îți lasă senzația de apă în gură. Nu pot să zic că nu-ți lasă. Este gurmant. E genul acela de parfum nu știu, Bianco Latin nu l-am testat, însă nici nu-l pot compara, nici nu pot vedea similitudini între acest caramel Cascade și alt parfum gurmand din tot ceea ce am eu. Și eu cam sunt fiartă pe gurmande. Însă, da, da, îmi place, însă, din nou, aveți puțină răbdare, da? Aveți puțină răbdare. Um, Cred că fiecare dintre noi ce a comandat acest parfum, fiecare dintre noi vom trece prin botezul TikTok-ului. La primul puf ne vom izbi de chestia asta, da? pres de un minut, un minut și jumătate, ceva alcoolic combinat cu ceva sintetic, iar apoi vom trece de partea cealaltă a baricadei, deoarece da, da, uite și acum pur și simplu se intensifică. În momentul de față, strict asta, imagine asta -mi, imaginea asta mi-o dă caramel cascade. Un mare pahar de milkshake de vanilie și uh, alături, da? lângă el, am o farfurie cu caramele cu caramel. Dar asta văd în momentul de față. Spălăm un pic nasul, oricum din nou e haos la capitolul miros. Și revenim la fiecare în parte. Începem cu caramel macchiato. Deci s-a uscat total, total surprinzător. În sensul că din nou nici pe departe, chiar dacă acesta a fost singurul cu uh, singurul mai dulce din toată gama, din toată seria. S-au uscat în ceva ce mă duce 20% cu gândul către deschiderea lui Hamra Kawa, deschidere pe care eu o ador, da? Mi-ar fi plăcut ca parfumul ăla să continue cu acea deschidere. Este în continuare total, total unisex. Nu resimți absolut nimic Middle Eastern. Și este o combinație de curmale, în continuare curmale, ceva fiind de tot spicy. Um, cafeaua aceea simplă, dar automat. Chiar dacă aici avem în dry down, da, culmea, în dry down eu resimt cafea. Nu resimt macchiato, cappuccino sau nimic altceva. În dry down resimt cafea, însă din nou, aceeași poveste ca la Caramel Cascade, lângă acea cafea ai o farfuriuță cu, pe care ai pus curmale, da? Și automat, chiar dacă acea cafea este neagră, simplă, fără nimic, izul acela de curmale ți-o îndulcește puțin. Dar foarte. Deci nu, nu mă așteptam să aibă dry down-ul acesta, sinceră să fiu. Da. Îmi place categoric E genul acela de parfum unisex Și uh, momentan, din nou, ajung la faza cu ele Nu sunt așezate Nu este uh, parfumul acela ce te uh, copleșește da? Categoric nu Hai să mergem la Copiluac Vai, măicuță! Vai! Oh. Deci, cafea neagră, pură, cu 3-4 petale de trandafir. Deci în momentul de față nu resimt absolut nimic altceva în acest copiluac. Nu, ai cafea neagră, fără lapte, zahăr, fără adaosuri, lângă care ai 3-4 petale de trandafir. Dar cu toate astea, din nou, nu mergeți către zona Montale-Mansera și așa mai departe. Combinațiile lor de cafea și trandafir. Nu. Dar foarte, foarte... Și ăsta e foarte tare. Foarte tare e. Dar, din nou, este acea cafea neagră pe care eu o caut. Da. Deci copii, luac... Uh, sunt curioasă și de caua, să văd cum s-a așezat, dar aș putea spune că acest copiluac este locul întâi momentan. Fain, fain, rău de tot. Deci dacă v-ați săturat de cafele extra dulci și cafele mega lipicioase, siropoase și așa mai departe, copiluac, măcar un decant încercați. Irish coffee nu, că l-am pulverizat... Caua. Vai. Nu, nu, retrag, retrag cuvintele. Astea două sunt pe primele locuri, da? Pe primul loc, pe locul întâi, copii luag și uh, Kawa. Nu, asta e cafeaua care îmi trebuie mie. Da. Acum în dry down, caua este cafea neagră E încă un parfum care țipă bosfor pentru mine. Cafea neagră, dar culmea, fără zahăr, fără lapte, fără nimic, din nou, peste care ai măcinat câteva boabe de cardamom și ai presărat praful acela de cardamom peste acea cafea neagră. Deci, în momentul de față, nu resim nimic altceva. Caua este. Cafea neagră de la mama ei, fără nimic, doar cu uh, cardamom presat pe deasupra. Are un 10% să zic eu, o secundă? Da. Are un 10% ceva din Killian Intoxicated, însă nu este un dupe pentru acel parfum. Clar nu. Nu. V-am făcut și clipul acesta de tip versus. Am testat, am avut vreo 3 mostre din 3 șantioane oficiale din acel parfum. Am și sticla mea de Your Drug pe care o iubesc, însă Kawa are decât un 10% ceva din Killian Angels Share, însă Killian Angel shirt, Killian Intoxicated, însă nu este un parfum inspirat din acela, da? Este creație proprie și personală. Nu a mea, a celor de la Fragrance World. Dar da, ăsta da parfum. Ăsta da parfum cu cafea. Așa da, așa mai vreau parfumuri cu cafea. Care era? Moca era ultimul, nu? Hai să trecem la Irish Coffee. Un poșmalt, da, mă duce cu gândul un pic din nou la poșmalt, însă din nou e vorba de strict 10% din poșmalt. Izul acela fiind buzi, însă nu este buziul acela dus la extrem. Am purtat poșmalt și mi se pare mult mai buzi decât acest Irish Coffee însă pot resimți ceva similitudini între aceste două tipuri de buzines. Însă, Irish Coffee este un 10% pur malt cu partea aceea buzi ușor mai domolită, dar și aici avem cafea neagră. Da? Nici aici nu pot spune că există acea cafea îndulcită, siropoasă, dulce și așa mai departe. Caramelicioasă sau ce mai vreți voi. Însă, totodată, nici iz direct de Irish Coffee eu nu resimt în continuare. Deci nu este aroma aceea a unui Irish Coffee. Este altceva, este ceva mult mai profund și ceva mult mai select. Aroma în sine de Irish Coffee pentru mine este oarecum sintetică dacă are sens, însă aici vorbim de cu totul altceva. Aici este ca și cum ai o cană mare, o ceașcă mare cu cafea neagră în care ai turnat puțin rom scump, puțin whisky scump. Da, cam atât. Cam atât. Dar este E ceva aici. Nu, oricum n-asumi, l-am făcut praf. Da. Deci, imaginea finală, la o primă impresie, pentru Irish Coffee. Ai în fața ochilor o ceașcă mare cu cafea neagră, în care ai turnat câteva picături de rom scump, whisky scump, însă nu știu de unde și nu mă întrebați de unde, undeva, pe farfuriuța ceștii tale de cafea, ai fix o uh, pătrățică din aceea, un cubuleț de ciocolată neagră amăruie. Asta resimt. Și în momentul de față, în dry down-ul final, cel puțin pe blotter, este cu siguranță acel parfum 100% unisex, la fel ca celelalte 3 de mai dinaintea lui. De mai de dinaintea lui. Bun. Moca. E ce... Cafea, categoric. Cafea neagră. Siropul acela, toppingul acela de ciocolată neagră. Dar ai ceva... Ce este asta, doamne? ceva fin de tot spicy, dar nu este cardamomul acela și nu știu de unde, ia asta să mă mai uit eu, deci cardamom, cafea, moca, absolut de osmantus, trandafir, absolut de cacao. Eu nu știu de unde în acest moca văd acea cafea neagră cu sirop de ciocolată, însă pe undeva prin fundal e ca și cum... A prins uh, o bucățică mică de ud, dar nu este udul acela animalic? Mie îmi dă o tentă de ud la nas. Este udul acela dulceag, învăluitor, nimic grețos, da? Deci absolut nimic grețos. Dar nu înțeleg de unde, de asta am uh, expresiile astea și grimasele astea, că nu înțeleg de unde îmi dă la nas treaba asta. și o atingere fină de tot de trandafir, dar foarte, foarte fin. E mai degrabă așa o adiere, ca și cum ai trandafirul în mână și pur și simplu faci așa cu el și îți vine câte un val de aromă de trandafir. Dar nu e rău, deloc, deloc nu e rău. Și ultimul, dar nu cel din urmă, și iar m-am dus într-o oră, e acum da, tată, deci da. Da, în momentul de față. Hai, Doamne! Nu, deci pur și simplu în momentul de față ești tu ca femeie într-o cadă imensă, o iei pe urmele reginei Cleopatra, te îmbăiezi în lapte cu păstei de vanilie, cu flori de vanilie și ai două slușnice care pur și simplu din două carafe dreapta stânga îți toarnă caramel în cada aceea plină cu lapte și cu vanilie. Deci asta văd în momentul de față. Ho, mamă, da! Da, deci în momentul de față, deci din nou, aveți răbdare. Nu, clar, în momentul din față e, în momentul în față, în momentul de față e acel parfum 10 din 10. 10 din 10. În dry-down-ul final, cel puțin pe pielea mea, asta este 10 din 10. Da, deci opresc filmarea și voi merge să mănânc ceva dulce, din păcate pentru mine, că sunt la dietă. Dar este Divin. Deci, nu, atât. Asta e tot ce văd. Că sunt într-o cadă imensă. Lină cu lapte, am florile acelea de vanilie, păstăile acelea de vanilie și am două tipe, una în dreapta, una în stânga, care din carafele acelea aurite și foarte pompoase toarnă caramel peste mine, da? peste laptele acela în care mă aflu eu. Asta resimt, asta este părerea, prima impresie pentru dry ul final al acestui caramel cascade. Dar toate astea, în continuare, nu vă gândiți că este dulcele acela copleșitor. Categoric nu. <coughs> Scuze. Nu este... <coughs> Scuze. Uh, nu este dulcele acela lipicios, nu este dulcele acela copleșitor, toată treaba asta este pufoasă, aerată. Însă, se disting mult, mult mai bine treburile astea în sine. Lapte, vanilie și caramel. Migdala, vă spuneam prima dată că resimt ceva migdalat. În momentul de față nu mai este sub nicio formă. Tot ce resimt, lapte, caramel, vanilie și boabe tonca. Și ceva miere, dar nu este nimic animalic și nimic mult prea mult. Bun, și că o să-mi iau o mare, mare durere de cap pentru că cel puțin acestea um, pe care le-am tot tras pe nas cu nesați și vorbim aici de parfumurile din gama Coffee Collection, că nu mai știu nici cum mă cheamă, sunt foarte, foarte puternice. Și caramel cascade este însă după ce îi dați puțin timp să se așeze, inclusiv pe pielea dumneavoastră, da? Bun, dacă ați comandat și voi măcare șantioane din aceste parfumuri sau dacă le aveți deja sau dacă nu știu, le-ați testat pe undeva, cu toate că în magazin fizic mă îndoiesc să le găsiți pe undeva. Haideți să ne întâlnim în secțiunea de comentarii și să discutăm puțin pe subiect despre aceste parfumuri. Dacă ați rămas cu mine și la acest podcast până la final, vă mulțumesc din suflet, vă îmbrățișez cu mare, mare drag și până data viitoare vă doresc zile minunate și pline cu parfum. V-am pupat!